Senatul Universității Ștefan cel Mare va aproba hotărârea de înființare a Facultății de Medicină la Suceava. Următorul pas constă în publicarea unei hotărâri de guvern în acest sens în Monitorul Oficial. La început, noua facultate va funcționa cu programele de studiu existente deja la Departamentul de Sănătate din cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport. Pentru ședința de mâine de Consiliul de Administrație din data de 6 aprilie am pregătit un proiect de hotărâre de Senat pe care să-l discutăm legată de înființarea unei noi facultăți în Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, Facultatea de Medicină și Științe Biologice. Cred că este momentul să avem și această facultate la Suceava. Sigur, este un demers pe care îl vom începe mâine și va dura până când apare această nouă facultate în hotărârea de guvern, astfel încât să fie deschisă oficial. Avem deja un număr impresionant de cadre didactice care au ore și norme pentru viitoarea facultate de medicină și științe biologice. Va fi o facultate care va avea, iată, 22 de titulari, 22 de cadre didactice titulare, la care se adaugă încă 24 de cadre didactice asociate, în special medici, pentru că toate aceste cadre didactice asociate sunt din exteriorul universității și mai există încă 12 cadre didactice asociate, dar care sunt titulare ale altor departamente din facultate. Iată un total de 58 de cadre didactice titulare și asociate care au ore la programele care vor fi gestionate de această nouă Facultate de Medicină și Științe Biologice. După înființarea Facultății de Medicină și Științe Biologice, Universitatea Ștefan cel Mare va face demersuri pentru a înființa fie un program de medicină generală, fie un program de stomatologie. Viitorii medici ar putea face practică în Spitalul Județean Suceava, dar pentru asta, Spitalul Suceava trebuie să devină spital clinic. În cât timp credeți că vor putea fi școlarizați medici la Suceava? Evident că înființarea acestei facultăți de medicină și științe biologice ne obligă ca să începem demersurile pentru organizarea și unui program de 6 ani de medicină generală sau poate de stomatologie, de medicină dentară. Vom decide în următorul an de zile care anume îl vom porni. Nu este ușor să decizi, nu putem să le pornim pe amândouă. Considerăm că deja avem o masă de cadre didactice, titulare și asociate care ar putea susține și că în 2-3 ani de zile vom avea și spațiile și laboratoarele necesare pentru așa ceva. Desigur, însă, înființarea acestor programe de studiu de 6 ani implică obligatoriu și transformarea Spitalului Județean într-un spital clinic unde să funcționeze câteva secții clinice și când spun câteva mă aștept ca să pornim cu 5-6 secții clinice în acest an și să ajungem în 2-3 ani la peste 15, chiar 20 de secții clinice. Care este rolul acestor secții clinice? Secția clinică permite cadrelor didactice, care sunt și medici, să lucreze cu studenții și cu rezidenții. Practic să facă atât proces educațional, cât și să-și facă meseria de medici. Domnule director, Spitalul Județean va sprijini înființarea Facultății de Medicină la Suceava. Sunteți pregătiți pentru un astfel de parteneriat? Ne dorim foarte mult ca Spitalul Județean Suceava să devină spital clinic. Din punctul nostru de vedere, avem toate aturile să facem acest lucru. Și atunci, după această primă etapă, vom discuta dacă la Suceava se poate înființa această facultate de medicină. Dar, în primul rând, așa cum am spus, Spitalul Județean Suceava trebuie să aibă toate aturile pentru a deveni acest spital clinic și cred că le avem. Colegii dumneavoastră, medicii din Spitalul Județean, ce spun despre proiectul acesta? Ați discutat cu ei despre Facultatea de Medicină? Am discutat, sunt bucuroși și toată lumea
aderă la această, la această dorință noastră a conducerii. Vom sprijini demersurile, vom face absolut toate, toate demersurile, toate lucrurile legale pentru a înființa această, această facultate, dar așa cum am spus, inițial Spitalul Județean trebuie să devină spital clinic. Ce câștigă pacientul dacă există la Suceava o facultate de medicină? Dacă Spitalul Județean Suceava devine spital clinic? Creșterea calității actului medical, pentru că vom avea posibilitatea să ne lansăm în cercetare și atunci vă dați seama alte resurse, alte, alte lucruri foarte bune pentru spital și atunci, în final, calitatea actului medical va fi una net superioară unui spital județean de urgențe și atât. Cât despre noul sediu al Facultății de Medicină, rectorul Valentin Popa crede că va fi gata în 3 ani. Este vorba despre o extindere a celui mai nou corp de clădire din campusul universitar.